Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Sunt Cristian Foiel din platoul Roman 24. Astăzi invitat alături de mine, după cum vedeți, puțin mai înghesuiți, dar vă asigur eu dezinfectați, domnul deputat Laurențiu Leoreanu, președintele PNL Roman, și domnul Leonard Achiriloaei, candidat la primăria municipiului Roman din partea PNL, după cum deja foarte bine știți. Bună dimineața, domnule. Bună dimineața, bună dimineața și bine v-am găsit. Îi salutăm și pe privitorii postului dumneavoastră. O zi frumoasă și o săptămână bună tuturor. Vorbim în continuare despre Roman. Emisiunea așa se numește, Discuții despre Roman, despre viitorul Romanului. Ne așteaptă 4 ani, dar mai întâi de 4 ani ne așteaptă o lună întreagă de campanie electorală în care sunt convins că vă veți bate în idei cu ceilalți candidați pentru același post, postul de primar, și bine, speranța este să fiți mai bun decât ei. Cu ideea asta am și plecat și sigur că noi trebuie să îi convingem, trebuie să le arătăm romașcanilor care este echipa noastră, ce vrem noi să facem pentru ei, ce ne-a determinat și care sunt proiectele. Așa cum unii dintre dumneavoastră știți, mi-am dorit să candidez la funcția de primar datorită faptului că în momentul de față consider că experiența acumulată în decursul anilor în cadrul Consiliului Local Roman și ca și lider al consilierilor locali mă face să știu foarte bine care sunt principiile de lucru ale legislativului local, faptul că știu cum se promovează, cum se întocmesc, cum se aprobă și se validează astfel de proiecte de hotărâre, mă face să știu foarte bine mecanismul acestui legislativ. Totodată și experiența în executiv, să spunem, în cadrul conducerii Spitalului Municipal de Urgență Roman, o perioadă îndelungată, 10 ani, am avut la dispoziție acest timp pentru a mă forma, pentru a putea ști foarte bine cum să întocmesc o fundamentare a unui proiect, cum se face documentația, cum se fac proiectele, cum se susțin, cum se implementează și cum se monitorizează. Iată că sunt lucruri care cred eu că mi-aduc un plus de experiență și că mă vor ajuta foarte mult în această activitate viitoare. Totodată nu vă ascund că înaintea carierei în zona publică am avut și o perioadă în care am activat în mediul privat. Iată că 12-13 ani în calitate de economist, director economic într-o companii private, mi-au format acel stil al eficienței și lucrul acesta s-a văzut foarte bine că, așa cum știți, am preluat Spitalul Roman într-o situație destul de dificilă cu multe datorii, iar acum câteva luni când am fost numit ministru secretar de stat, am reușit să las un plus în bugetul spitalului, adică un backup pe care să ai tot timpul siguranța că activitatea ta nu va fi blocată. Iată că aceste lucruri îmbinate consider că în momentul de față îmi sunt de ajutor și în momentul de față am ajuns la o maturitate, să zic, de plin, atât profesională cât și din punct de vedere al vârstei, ca să pot imprima orașului o direcție corectă, să putem merge, să continuăm proiectele pe care le-am început în cadrul echipei Partidului Național Liberal. Și vorbind de echipă, doamnelor și domnilor, v-am spus încă de la bun început, invitat este de asemenea domnul deputat Laurențiu Leoreanu, președinte al PNL Roman, pe care, bineînțeles, trebuie să mă întreb, îl cunoașteți pe domnul Achiriloae de multă vreme? Ați lucrat împreună? Domnul Neamțu, cu voia dumneavoastră, pentru că vreau să elimin orice fel de speculații, orice fel de discuții neprincipiale, doar pentru câteva minute aș vrea să intervin și să lămuresc ceea ce s-a întâmplat la Roman în Partidul Național Liberal și, sigur, ulterior să vă spun punctul meu de vedere legat de echipa PNL și de domnul ministru secretar de stat Leonard Achiriloae. Legat de ceea ce s-a întâmplat în PNL și la Roman, pentru că este foarte important, unii caută să speculeze. Acum, calitatea asta de a specula, de a crea anumite scenarii, este în matricea românului, dar ele pot să facă parte dintr-o anumită poveste romanțată atâta timp cât nu influențează în mod direct și mincinos ideea oamenilor despre realitate. Vreau să vă spun că în unele grupuri a căutat să se promoveze ideea că eu m-am certat cu domnul Lucian Micu și de aceea nu mai este candidat. Nimic mai fals. Eu nu m-am certat și nici oamenii din echipa PNL nu ne-am certat niciodată cu domnul Lucian Micu. Vreau să vă spun mai mult decât atât că
Mie chiar îmi pare foarte rău de ceea ce s-a întâmplat. Eu vreau să vă spun că și astăzi am momente că nu vine să cred realitatea în care trăim. Domnul Lucian Micu a fost în această echipă, a fost respectat de această echipă, a lucrat împreună, a avut realizări pe proiecte pe care echipa PNL le-a lansat din 2015, 2016 și într-o emisiune viitoare voi veni cu documente să arăt că toate proiectele, dar toate proiectele care se desfășoară în Roma, s-au desfășurat sau se vor desfășura, sunt proiecte pe care echipa PNL, pe care eu am condus-o atât din poziția de executiv, de primar a municipiului Roma, dar și în poziția politică de președinte, le-am inițiat în cadrul echipii, le-am promovat la nivelul comunității și romașcanii ne-au dat votul. Toate aceste proiecte sunt prinse în strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Roma în perioada 2014-2027. Și voi veni cu documentul, cu proiectul de hotărâre, cu strategia aici la dumneavoastră să le arătăm oamenilor. Pentru că nu-mi place să spun asta, dar dacă soția și-a înșelat echipa, adică familia, și a plecat cu altcineva, asta nu înseamnă că copiii își schimbă numele. Copiii rămân cu numele de familie pe care l-au avut. Așa și aici, proiectele rămân a echipei PNL, indiferent dacă un membru, doi sau mai mulți, aleg să meargă în altă parte. Vreau să vă spun că mie mi-a părut extraordinar de rău de ceea ce s-a întâmplat. Mi-aș fi dorit ca domnul Lucian Micu să poată candida. De aceea eu, ca om, i-am dat toată susținerea. Dar până în momentul în care instituțiile statului și legea a decis că nu poate candida. În acel moment, noi am discutat împreună și am zis să căutăm o soluție în care echipa să rămână unită, să colaborăm în continuare, își va ispăși acea suspendare de 3 ani, iar ulterior, orice intrare în nouă competiție este posibilă. Este o vorbă din bătrâni, că curiozitatea a omorât pisica și orgoliu omul. Și mai este o vorbă că dă-i un om o funcție să vezi cum este, pe care mi-a spus-o la început de mandat domnul Micu și mi-a plăcut atunci când mi-a spus-o, dar mai este o vorbă când, să spui așa, vezi cum se comportă un om când pierde o funcție. Eu zic că demnitatea trebuie să rămână cea care să ne permită o anumită onorabilitate în fața oamenilor. Domnul Lucian Micu nu a fost nici dat afară din echipă. Cu domnul Lucian Micu nu ne-am certat nicio secundă, ba dimineață ne-am despărțit spunând unele lucruri care țin parte de realitate într-un ton foarte amical, pentru fără alte discuții care probabil meritam să le știu în calitate de camarad, de amic, iar după amiază am văzut ieșirea aceea alături de domnul Arsenie ca și candidat la PSD. M-a durut foarte mult, să știți, s-a rupt ceva în mine și acel gol creat nici acum nu a fost completat. Am suferit foarte mult pentru că mai mult decât trădarea pe mine nu mă poate răni nimic. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa, dar Partidul Național Liberal are un cod de integritate în care spune foarte clar că oricine are probleme cu legea, că e pe corupție, dosar, vedeți că alte partide nu au, adică acolo dacă ai dosar de corupție sau dosar de altfel, ești bun de promovat. Nu, Partidul Național Liberal a fost de acord cu fără penalii în funcții publice, a semnat aceste lucruri, le-am promovat, avem codul nostru de integritate. Aici nu a fost vorba de corupție, pentru că vreau să fiu corect, a fost vorba de o incompatibilitate în care legea i-a spus foarte clar, nu poți candida. Am avut această discuție. Domnia sa a considerat că mai bine schimbă echipa, se rup niște relații, dar să candideze cu orice preț. Din păcate pentru noi, a ales să plece în altă parte, la adversarul nostru pe care l-am avut în mod constant. Adversar, nu inamici, nu dușman. Am spus adversar. Da. Adversarul nostru politic pe care l-avem în mod tradițional și față de care domnul Lucian Micu de fiecare dată s-a exprimat cu o anumită atitudine refractară față de ce fac ei. Și de acolo ați văzut că atât Biroul Electoral Central, Judecătoria, Tribunalul Neamț, Curtea de Apel Bacău i-au respins candidatura și prin urmare l-au scos în decor pentru această perioadă, demonstrând că noi ceea ce am vorbit a fost corect și onest și am discutat cu cărțile pe față, repet, fără ceartă, fără patimă, ci doar rațional, în respect față de lege. Ser Alex, Dur Alex.
Chiar dacă e dură, dar legea trebuie respectată. Și noi ne-am dorit acest lucru. Iată că, din păcate, PSD nu și asumă aceste valori, mergând, dacă ne uităm și candidații cu care, pe care îi anunță în această campanie, depășind tot felul de lucruri, ducându-se peste ceea ce morala, bunul simț, integritatea spune, iar știm că populația, oamenii își doresc oameni deschiși, sinceri, transparenți, fără probleme cu legea. Și vreau să închei acest lucru, că nu a fost nicio ceartă, a fost o discuție amicală și astăzi eu regret din suflet ceea ce s-a întâmplat. Eu chiar regret, pentru că dincolo de a fi om politic, sunt om. Iar omenia, onorabilitatea și demnitatea, dacă nu există într-un om, degeaba spunem că suntem oameni. În acel moment am decis, pentru că Partidul Național Liberal are resursă umană, iată, din păcate, PSD trebuie să fure de la alții ca să poată să candideze, să încerce să candideze cu cineva, are o resursă umană foarte bine ancorată în realitate, cu moralitate și cu competență la nivelul cel mai înalt. Întreaga echipă, pentru că au fost mai multe discuții, au fost discuții inclusiv dacă n-ar fi bine să candidez eu. Păi în acel moment eu vă spun, de pe pozițiile pe care le-am la București, pe care niciun om politic din Roma nu le-a avut până în acest moment, unde poate duce mesajul pentru Roman, pentru Neamț și pentru Moldova, de unde poate aduce fonduri și proiecte, ar fi însemnat un pas înapoi, nu neapărat pentru mine, ar fi însemnat un pas înapoi pentru echipa de la Roman care m-a susținut pentru această poziție, pentru că eu, dacă am ajuns pe poziția de vicepreședinte național la PNL, dacă am ajuns pe poziția de membru birou executiv național, dacă am ajuns în poziția de membru în birou permanent al Camerii, forul de conducere a Parlamentului, dacă am ajuns chestor a Camerii, n-am ajuns alergând de unul singur pe un culoar, ci împreună cu echipa care m-a susținut și căreia îi mulțumesc. Această poziție îmi conferă să ridic la nivel înalt problemele pentru Roman, pentru Neamț, pentru Moldova și multe dintre ele le-am rezolvat, inclusiv intrarea celor trei proiecte într-o fază de debut pe care le anunțam la dumneavoastră în emisiune. Autostrada Unirii, canalul Siret-Bărăgan, Spitalul Regional de la Iași, dar și la Roman. Iată, dacă vorbim de acest drum, E85 din centrul orașului, care a costat zeci de miliarde pentru asfaltare și au venit banii de la Ministerul Transporturilor, că bugetul local nu își putea permite. Mi-aduc aminte că cu ani în urmă, când a candidat domnul Cărpușor pentru al doilea mandat, a fost ales tocmai că a reușit atunci să asfalteze centrul. Vă aduceți aminte că a fost considerată o adevărată realizare. Iată că noi am reușit-o doar în câteva săptămâni și continuăm pe mai departe. Revenind, am ales acest drum ca eu de acolo să pot susține și Romanul și să fac lobby în continuare, cum am făcut și până acum și cum voi face, și să-l promovăm pe domnul Leonard Achiriloaei. Domnul Leonard Achiriloaei vine cu niște argumente indubitabile. În primul rând, este singurul dintre candidați care a fost la nivel de management și în mediul privat și în mediul public. Este foarte important acest lucru, pentru că, să știți, contează să ai o imagine despre aceste medii și să poți crea o simbioză prin competențele pe care le ai și să desfășori o activitate profesionistă. Dânsul a lucrat la nivel de management și în mediul privat și în mediul public, ceea ce este foarte important. A fost aproape 10 ani director la Spitalul Municipal de Urgență Roman, un spital pe care l-a preluat cu datorii de 10 de miliarde și l-a adus pe plus cu toate secțiile modernizate, cu bani în buget. Sigur că mai e de făcut, dar iată că lucrurile s-au mișcat. Sunt spitale mari în țară care zac, inclusiv spitale clinici, dacă ne uităm la Iași sau la București. Eu vreau să vă spun că condițiile în Spitalul Municipal de Urgență Roman sunt într-adevăr cu adevărat civilizate. Vreau să vă mai spun despre domnul Leonard Achiriloaei că este la o vârstă optimă pentru această funcție. Este destul de în vârstă pentru a avea experiența necesară și este destul de tânăr pentru a avea dinamismul și entuziasmul să ducă mai departe aceste proiecte. Mai mult decât atât, cunoaște toate aceste proiecte pentru că a fost parte la configurarea lor. Este cel care le-a susținut din partea echipei PNL. Este cel care a contribuit și în calitate de conducător a Spitalului Municipal de Urgență Roman ca șef de instituție, dar și ca șeful grupului consilierilor PNL din Consiliu, la promovare
promovarea acestora și la dezbaterile pe strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Roman. Deci un om care nu trebuie să vină și să afle despre ce e vorba. E un om care vine știind despre ce e vorba și intră direct, cum e o vorbă din popor, intră direct în șpan, direct la treabă, direct la muncă, continuând ceea ce eu am început, ceea ce s-a continuat în, acest mandat și ceea ce trebuie desăvârșit. Ba mai mult decât atât, și în emisiunile viitoare vom arăta, avem o paletă foarte largă de proiecte frumoase pe care le propunem Romanului, pentru care ne zbatem și care, și cu susținere de la București, și de la județ, și de la municipiu, în acest triunghi care poate asigura dezvoltarea în continuare a municipiului Roman, poate aduce succesul. De aceea eu îl recomand cu toată încrederea, dincolo că este membru a echipei, cunoscându-l ca om și dând dovadă în toate încercările de-a lungul vieții că este un om de caracter. Eu cred că contează foarte mult acest lucru. Ați întrebat de când suntem, de 2007 împreună, și vă mai spun un secret. N-ar trebui, dar uite, îl spun la dumneavoastră în emisiune. În 2016 eu am fost ales primarul municipiului Roman. Ulterior, pe discuțiile care le-am avut la nivelul leadership-ului PNL București, am fost propus să candidez pentru o funcție de parlamentar, prefigurându-se o anumită evoluție la nivel național din partea premierului actual Ludovic Orban, și căruia îi mulțumesc, pentru că a contat enorm în faptul că a avut încredere în mine și mi-a permis să am un drum ascendent la nivel național. Vreau să vă spun că atunci, și ăsta e secretul, sper Leonard să nu se supere și nici colegii din echipă, Leonard atunci, Achiriloaei, a vrut să candideze pentru funcția de primar a municipiului Roman. Domnul Lucian Micu era viceprimarul meu. Și atunci a fost o discuție bărbătească între noi trei. Și Leonard a spus, îmi doresc, știu, pot și cred că după cât am muncit și în instituții publice, și în executivul local, și la nivelul Partidului Național Liberal, contribuind la configurarea paletei de proiecte pentru municipiul Roman, cred că aș fi îndreptățit să candidez la funcția de primar. Atunci Lucian i-a spus, Leo, eu am fost viceprimar, am lucrat aici, am venit, aș vrea totuși să candidez eu, hai să încercăm, te rog să înțelegi, să mă lași pe mine de această dată să candidez. Vom veni pe viitor, poate eu voi merge pe urmă pe alt drum și va veni și rândul tău să candidez. Domnule, vreau să vă spun că după o discuție nu foarte lungă, domnul Leonard Achiriloaei a înțeles și a făcut un pas în lateral, lăsându-l pe domnul Lucian Micu să candideze. Nu mulți ar fi făcut acest lucru. Iată că domnul Lucian n-a înțeles și n-a făcut acest lucru și aici mă doare pe mine. Atunci când domnul Leonard Achiriloaei a înțeles acest lucru, eu m-am aș fi așteptat ca și acum domnul Lucian Micu să înțeleagă, nu că n-am vrut noi sau că ar fi vrut altcineva din interiorul partidului să candideze, ci pentru că legea nu i-a permis și s-a dovedit acest lucru în încercările ulterioare pe care le-a avut să candideze, că nu a putut să candideze. Și încheie acest subiect cu regret, cu o durere pe care o am și acum în suflet, să nu credeți că când ești trădat, ceva în tine se rupe, se golește. Îmi voi reveni, din punct de vedere sentimental vorbesc, dar va rămâne un mare gol. Important este că și după această încercare nu mi-am pierdut încrederea în oameni. Și cunoscând ceea ce a făcut și v-am povestit acum, la nivelul anului 2017-2016, domnul Leonard Achiriloaei, cu atât mai mult respect și cu atât mai mult îl recomand astăzi ca și primar pentru municipiul Roman. Să ne întoarcem și la domnul Achiriloaei, pentru că am o întrebare pentru domnia sa. Pe domnul Lucian Micu l-ați pregătit din funcția de primar vice spre viceprimar. A existat o pregătire administrativă, adică se face, nu e un secret, toată lumea știe treaba asta. Îl pregătiți pentru funcția de primar. Vă simțiți pregătit pentru funcția de primar? Ceea ce spuneam și anterior întrebării dumneavoastră, mă consider într-un moment de maximă experiență profesională în zona administrativă și în ceea ce înseamnă pregătirea mea pentru a putea duce mai departe această funcție importantă, și doresc să fac acest lucru
cu atât mai mult cu cât, dacă ați observat ce a spus și domnul deputat mai devreme, ceea ce nu te îngenunchează, te îmbărbătează și mai mult, și echipa noastră s-a dovedit o echipă performantă, o echipă care știe să lucreze și în situații de criză, dar mai ales în condiții când trebuie să, când orașul este pus pe primul loc. De aceea important a fost și va rămâne pentru mine modul de a construi echipa, modul cu care îți atragi oameni performanți lângă tine, modul cu care încerci să-i pui la masă și să iei maximul de la ei. De aceea am încercat ca tot ceea ce facem, ca în tot ceea ce facem să atragem lângă noi experiențe din diverse domenii care pot aduce plus valoare în Consiliul Local. Oameni care au activat atât în mediul privat, oameni care au activat în instituții publice, cu experiență vastă conducând echipe și instituții. De aceea spunem că este foarte important ca echipa să fie coagulată, să lucreze în același sens, iar prioritatea noastră este de a continua ceea ce ne-am propus. Pentru că, vedeți dumneavoastră, lucrăm de ani de zile la acest proiect de dezvoltare a Romanului, pe toate palierele diverse, atât în ce înseamnă infrastructură, ce înseamnă zona de sănătate, ce înseamnă zona de învățământ, ce înseamnă zona de agrement. Și sigur vom putea veni în fața dumneavoastră și vom arăta exact cum sunt puse cap la cap aceste proiecte și cum se închid fiecare. Dacă vorbim de parcuri, putem să vedeți cum această strategie de dezvoltare a pus pusă în timp, în practică, iar acum vom veni și vom finaliza viziunea noastră care s-a pus în practică în anul 2014-2015. Sigur, poate aș putea vorbi mult despre ceea ce înseamnă sistemul de sănătate, unde am fost implicat direct, și așa cum știți, fără falsă modestie, noi putem spune că avem un spital bine dotat, cu condiții bune. Mulți dintre cunoscuții mei se duc în spitale clinice în județul Iași sau chiar la București și îmi spun: Leo, îți spun un lucru. Într-adevăr, m-am dus la clinică, dar cum arată spitalul la Roman? Jos pălăria. Atunci ai satisfacția muncii împlinite. Te simți util, simți că efortul care l-ai depus în decursul timpului, munca susținută și experiența sunt apreciate. Și sigur că da, îmi doresc foarte mult ca proiectul meu de suflet de la Spitalul Municipal de Urgență, acel centru de imagistică, acea parte din proiectul de dezvoltare a spitalului să fie finalizat și să aducem încă în plus spații și dotări pentru pacienții din Roman și, așa cum știți, nu numai din zona Roman, pentru că spitalul nostru are o adresabilitate foarte, foarte mare, tot ce înseamnă zona arondată Roman Metropolitan vine și beneficiază de serviciile noastre. Categoric vom avea mai departe în vedere și modernizarea spitalului și dotarea va fi clar o prioritate a noastră și totodată principalul nostru scop este de a oferi condiții pacientului, dar totodată și protecția angajatului. Deci vom fi mereu, sau administrația locală, în momentul în care voi fi primar, împreună cu cei care sunt implicați direct în acest fenomen, vom sprijini acest lucru. Iată că, așa cum prezentam, este foarte importantă echipa, este important și liderul care să știe să coaguleze echipa, dar e important să ai unitate, să ai perseverență, să ai experiență, și de aceea consider că echipa Partidului Național Liberal a dat acest test al experienței, a dat acest test al implicării și credem noi că în continuare vom fi aici în slujba romașcanilor să continuăm această dezvoltare a orașului așa cum ne dorim noi. De aceea noi credem că atât la primăria Roman, cât și într-un consiliu local în care să putem să avem un cuvânt de spus, asta înseamnă o majoritate confortabilă care să ne poată pune în practică proiectele, atât o zonă de confort în ceea ce înseamnă majoritate în Consiliul Județean, va crea o pârghie pentru a putea îndeplini ceea ce noi ne-am propus și sigur drumul și traiectul va fi mai ușor în acel moment. Vorbiți de echipă, s-a vorbit foarte mult de echipă, domnul deputat a vorbit de echipă, dumneavoastră vorbiți de echipă, dar noi nu știm încă echipa. Adică, e adevărat, am primit pe e-mail acea listă pe care vă regăsiți pe primul loc. Da. E o chestie care nu prea se face. Da. Chiar vreau să vă întreb de ce sunteți... Vreau să vă mulțumesc pentru această întrebare și un lucru pe care vreau să-l explic romașcanilor. Eu de câte ori mi-am asumat un lucru, am avut și onoarea și demnitatea și bărbăția să-l duc până la capăt. Nu am în matricea mea umană impuritatea trădării. N-am avut-o niciodată. Nu sunt un om perfect.
sunt un om dintre oameni. Am căutat să mă perfecționez profesional, moral, pe toate planurile. Dar aceasta nu am avut-o. Eu, dacă am făcut parte dintr-o echipă, am mers de la început până la sfârșit, până s-a terminat acel proiect. Eu n-am părăsit echipa în timpul proiectului. Iar dacă mulți, că au zis, și eu nu mă feresc de subiectele astea, că am fost traseist, că am plecat, eu vreau să vă spun un singur lucru. Eu am făcut parte, și să închei și acest subiect, din PSDR, partidul domnului Dumnezeu să-l odinească Cunescu, care era numit Lordul Politicii Românești. Un partid micuț, elitist, de centru. Din acea poziție, PSDR-ul de atunci, conducerea de la București a luat decizia să fuzioneze cu PDSR-ul și s-a format actualul PSD. Domnul Atanasiu de la PSDR, împreună cu domnul Iliescu și Adrian Năstase de la PDSR, au hotărât să fuzioneze și să formeze PSD-ul. În acel moment, eu nu m-am mai regăsit. Și atunci, m-am extras din această nouă formulă. Fiind și tânăr, 30 ceva de ani, am considerat că viziunea cum văd eu lucrurile sunt mai departe de mine. Până să vă extrageți, ați fost membru. Da, păi după fuziune am devenit membru. Am devenit membru prin unificarea celor două partide. Da. Și am intrat într-o notă de independență. Și am rămas așa până când domnul profesor Vasile Pruteanu, care a fost director la Calistrat Hoga și inspector general școlar, prefect al județului, președinte de Consiliul Județean, deputat, m-a abordat și a zis, Laurențiu, ești un om cu inițiativă, ești un om curajos, ești un om implicat. Este păcat să nu activezi, să promovezi și să faci ceva și pentru comunitatea ta. Și atunci am intrat în PLD. După vreo 2-3 ani de independență politică, eu am zis atunci că nu mai trebuie. Am intrat în PLD. PLD-ul a fuzionat cu PD-ul și s-a format PDL-ul. Deci pe cascadă am ajuns în PDL. PDL-ul a fuzionat cu PNL-ul. Pe cascadă am ajuns în PNL. Deci ca să explic și despre ce e vorba. S-au schimbat formațiunile, nu dumneavoastră. S-au schimbat formațiunile, exact. Iar eu aici sunt în PNL și în altă parte nu voi mai fi. În momentul când va veni să fac un pas în a ieși din politică, deși microbul ăsta politicii este unul care contaminează corpul, dar probabil voi face la nivel de consultanță, la nivel de atunci când momentul va sosi, nu voi mai merge în niciun alt partid. Vreau să vă spun că aici în PNL am găsit principii, am găsit criterii, am găsit valori în care cu adevărat mă regăsesc. Și militez aici, chiar dacă unii spun ceva sau altceva, nu pot să simt alții mai mult decât mine. Dar e un lucru foarte important. Pentru că dincolo de toate, eu sunt convins că mai multora și din alte partide pot să le pese de oraș, de drumuri, de școli, de spitale. Dar știți de ce trebuie să-i pese unui lider, unui om politic, în primul rând, de oameni? Pentru că dacă nu punem omul în centrul activității noastre și dacă nu tratăm omul cu respect, dacă nu suntem alături în momentele lui grele, să știți că nu totdeauna am reușit să ajut oamenii cum mi-aș fi dorit. Din cauza că nu era competența mea, din cauza că nu aveam anumite mijloace să sprijin, datorită multor elemente. Dar ce este foarte important, am căutat să-i fiu alături, să-l sfătuiesc, să-l îndrum pe o cale la capătul căreia se poate identifica o soluție. N-am dus în nepăsare omul. Degeaba toate lucrurile sunt frumoase și cu Olivia e de aur dacă canarul e trist. Degeaba omul trăiește într-un oraș frumos dacă nu simte că are respect din partea autorităților, dacă atunci când intră în birou unui edil sau la anumită întâlnire nu-i invita să ia loc, să-i oferi un pahar de apă și ținut în picioare. Degeaba dacă e tratat, da, lasă cam să văd, sunt prea ocupat. Omul are problema lui și trăirea lui, iar pentru acel om problema lui e cea mai importantă. Dacă ca om politic, ca edil, nu înțelege acest lucru, n-ai cum să ai încrederea oamenilor. Iar eu cred că, așa cum am spus, domnul Leonard Achiriloaei, prin ceea ce a făcut, prin ceea ce a dovedit, așa cum s-a implicat, are un sentiment față de aproapele său de a-l sprijini, de a-l ajuta, acoperit, în primul rând, de respect. Dacă acest lucru nu există, totul e în van. Am văzut unii candidați de la anumite formațiuni politice
că nu-și cunoșteau nici membrii de echipă, de membrii Consiliului Local. Păi e o lipsă de respect și față de Romașcan că le propui o echipă pe care tu nu o cunoști, dar și față de proprii tăi membri a echipei care se simt ignorați, adică sunteți și voi pe undeva. O echipă trebuie să fie unită, să existe o simbioză, să existe o unitate de idei, să-i adune prin proiecte, prin preocupări, printr-un anumit nivel de competență care să poată să ducă către succesul profesional, iată, politic, administrativ. Domnul Leonard Achiriloaei are această calitate, eu vă spun mai mult. El mai are o calitate foarte importantă, dincolo de a lucra în echipă, dincolo de a crea o atmosferă de lucru. Este și un om modest. Este un om care nu iese în față. Spuneați dacă a lucrat, ce experiență are. Vreau să vă spun că în deplasările dese pe care domnul Micu le-a avut în străinătate sau în alte părți, domnul Leonard Achiriloaei a rămas și a coordonat echipe din primării, inclusiv convocarea de Consiliu Local, inclusiv formularea de hotărâri. Deci a continuat în activitate mergând într-un mix în ceea ce înseamnă executiv-legislativ. Este un om care este pregătit din acest punct de vedere. Adică aici nimeni nu-l poate combate. Și vă mai spun un lucru. Poate pentru că a fost un om care a lucrat profesionist și competent la granița dintre politic și tehnocrat, să spunem așa, nu și-a crescut în mod voit notorietatea. Dar nimeni nu poate să aducă o pată pe CV-ul sau pe obrazul acestui om. Ați văzut că unii spun, poate mai mult sau mai puțin cunoscut, dar nimeni nu poate să-i reproșeze din punct de vedere legal, din punct de vedere moral, din punct de vedere al onorabilității ceva, ceea ce e foarte important. Eu cred că Romanu merită un primar care să meargă cu fruntea sus, să-l reprezinte, fără a avea emoții, că cineva îi va putea deschide sertarul și acolo să găsească anumite schelete. Bineînțeles, acum vine întrebarea, chiar voiam să vă întreb chestia asta. Cum stați din punct de vedere legal? Care e statusul legal? Aveți un dosar pornit pe undeva? Nu. Nu. Curat. Așa cum a spus și domnul deputat. Nu, din punctul acesta de vedere că consider că este foarte important ca în tot timpul trebuie să ne facem treaba serios, trebuie să ne facem treaba implicați, dar responsabil. De aceea consider că este un confort atât din partea mea, cât și a colegilor din partid și putem veni în fața tuturor, așa cum a spus, cu experiență, dar în același timp cu respect, cu demnitate și cu apreciere. Este, dacă vreți, acest respect pe care l-am impus chiar de la ziua lansării pentru Romașcani, este ceea ce ne dorim să oferim, pentru că dacă ești om cu adevărat, sigur, în primul rând îți dorești respectul tuturor, adică de la primar, autoritate, până la om la om. De asta este foarte important. Și știți foarte bine, am spus de la începutul lansării mele pentru această funcție, avem câteva lucruri esențiale sau importante pe care vrem să le avem permanent în vedere. Ne dorim într-adevăr să avem un oraș modern și dezvoltat, asta este clar, este ținta noastră, misiunea noastră pentru care vom veni în fața romașcanilor, dar totodată vrem să le oferim romașcanilor respect, protecție și apreciere și de asta noi credem că punând în primul plan, pe primul loc cetățeanul, vom reuși să-i arătăm că suntem dedicați lui, că vrem să facem totul în slujba lui, să nu mai iasă omul pe stradă să spună, domnule, mi-e frică să merg seara după ora 9 pe stradă. Știți, foarte de multe ori spuneau, domnule, oare poliția face ceea ce trebuie? Nu. Noi credem că poliția nu mai trebuie să fie acea instituție de care să ne fie frică. Instituția poliției locale trebuie să fie încredere, trebuie să fie respect, să oferi respect și să primești respect. Deci în felul ăsta trebuie să tratați și noi să ne simțim pe stradă protejați de această instituție. Sigur, este o viziune pe care noi n-o dorim. Abordarea aceasta trebuie să fie de acum pe masa noastră și în atenția noastră pentru ca romașcanii să capete încredere, să se simtă bine și confortabil în orașul nostru drag. Sigur, sunt multe lucruri pe care vom veni și le vom prezenta tocmai în această idee. Putem veni cu programe, vom veni în zona educațională, în zona de utilități publice, în
zona economică, unde, apropo, la discuțiile ample pe care le-am avut cu tineri și cu tineri întreprinzători și vizionari din echipa noastră de consilieri, vom veni cu o propunere deosebită pentru un incubator de afaceri și pentru a sprijini mediul afacerii în Roman și în special a tinerilor întreprinzători pentru a le crea cadrul de dezvoltare și de a veni în Roman să dezvolte o afacere. Tocmai asta credem noi că este viziunea noastră îndreptată spre oameni, îndreptată spre dezvoltare, îndreptată spre respect și normalitate. Aș vrea să vă răspund pentru că am intrat și atunci când vorbesc de oameni devin foarte volubil. Mie mi-a plăcut totdeauna să trăiesc între oameni, mi-a plăcut întotdeauna să am contact nemijlocit cu ei. Eu am căpătat energie totdeauna când sunt în mijlocul oamenilor. Și mi-ați pus o întrebare vis-a-vis de poziționarea mea pe locul întâi pe listă. Aș vrea să vă spun că locul întâi pe listă, acolo pe lista de consiliu local unde eu apar, Leoreanu, Laurențiu, Dan, nu apare pentru a păcăli pe nimeni, pentru că evident eu nu voi rămâne consilier local. Eu am apărut pe această listă precum o pecete pe un letopiseț, adică credibilitatea pe care o am eu în Roman. Așa cum oamenii mă știu, că sunt un om determinat, un om implicat, pentru că unii pot să mă placă mai mult, alții mai puțin. Unii pot să-mi găsească niște puncte slabe, alții punctele mele tari, dar nimeni nu poate să spună că nu mi-am iubit orașul, Romașcanii, și nu m-am bătut și la județ, și la nivel național, chiar și la nivel european pentru acest oraș. Nimeni nu poate să spună acest lucru. Că lucrurile au ieșit bine, în marea lor majoritate, lumea vede. Că au fost și lucruri care poate nu totdeauna au ieșit așa cum mi-aș fi dorit eu. Se întâmplă și la noi în casă, se întâmplă uneori să facem o reparație și să nu ne iasă exact așa cum ne-am dorit. Noi, acolo unde am simțit că sunt sincope, am intervenit și n-am lăsat lucrurile la voia întâmplării. Și acum, acolo unde lucrurile nu au fost clădite așa cum mi-am dorit, sunt anumite incidențe juridice cu constructorii, cu proiectanții. Deci lucrurile n-au, am executat conturi de garanție, astfel încât totul ce se face să poată fi făcut cu responsabilitate pentru oraș. Dar și partenerii cu care lucrez sunt tot oameni. Sunt supuși ei greșelii. Sigur, cine greșește trebuie să plătească. De aceea, pe această listă, numele meu apare ca o garanție pentru lista de consilier local pe care am propus-o. Ca o pecete pusă și ca un cuvânt responsabil dat cu demnitate romașcanilor să voteze lista de consilieri. Alături de mine și de domnul ministru Leonard Achiriloaei, care deja este cunoscut în Roman, sunt alți oameni care sunt cunoscuți cu probitate morală și profesională. Și aș vrea să amintesc doar câțiva de ei. Uitați, dacă vreți să-l amintesc pe domnul Andrei Fron, om de afaceri, de succes în Roman, 36 de ani. În momentul când a fost consilier local, a fost cel mai tânăr consilier local din Consiliul Local. Deja vine cu o experiență și administrativă și din mediul de afaceri. Iată un tânăr care se ridică pentru viitor. Da? Un om care capătă consistență în ceea ce înseamnă și actul administrativ, dar și mediul privat, care este plămânul societății, pentru că nu poți să faci investiții, nu poți să faci învățământ de calitate, nu poți să faci sănătate, siguranță și confort pentru cetățeni, dacă nu ai un mediu de afaceri, un mediu economic propice, astfel încât să-ți asigure o dezvoltare. El este plămânul unei comunități sau a economiei în ansamblu. Vorbim, dacă vreți, de doamna Dana Păiuș, a fost director de liceu, este profesor la Colegiul Național Roman Vodă și la Colegiul Petru Poni. Actualmente este inspector general, ajung la inspectoratul general. Este un om cu experiență care deja se află și dânsa într-o nouă provocare, un nou mandat, împletind, dacă vreți, managementul instituțional cu decizia la nivel executiv, la nivel administrativ. La o vârstă, trebuie să spunem și vârsta, nu ne ferim aici de vârsta oamenilor, chiar dacă sunt doamne. Vreau să vă spun, la 44 de ani, de asemenea mi se pare o vârstă propice afirmării profesionale. Vorbim de doamna Roxana Iorga, actualul primar al municipiului Roman, o persoană implicată, dedicată, dar știți ce are? Are o fibră sensibilă, știe să trateze omul, nu-l respinge, este întotdeauna empatică și o apreciez pentru acest lucru și are aprecierea romașcanilor. Iată care la 45 de ani, profesor expert
expert în educație, evaluator național, este un om care de asemenea vine cu probitate morală și profesională. Vorbim, dacă vreți, uitați, de doamna Roxana Lohan, avocat din Roma, la 36 de ani, un om care are deja rezultate în activitatea domniei sale, un om care a desfășurat activitate la nivel de județ. Iată, vine și cu o adevărată contribuție în ceea ce înseamnă spectru juridic, aducând un plus pentru echipa noastră. Vorbim, dacă vreți, de domnul Alin Tănase, care este un notar bine cunoscut în Roma, la 44 de ani, este un om implicat cu experiență, dar și cu entuziasmul și dinamismul caracteristic vârstei pentru a se implica. Iată, venim și echilibrăm cu domnul Constantin Ghica, care la 60 de ani este un om care a fost consilier local, consilier județean, viceprimar al municipiului Roman, un om de afaceri care a lucrat în mediul privat ca inginer șef în ArcelorMittal Steel, care are propria firmă pe care a dezvoltat-o și a dat locuri de muncă la sute de oameni în plaja mediului de afaceri din Roman și din jur. Un om de asemenea care știe să îmbine cele două laturi, care nu sunt la îndemâna oricui, mediul de afaceri și mediul public. Dacă vreți, să putem discuta despre doamna Chelmușelena, un psiholog recunoscut în oraș, o persoană care la 53 de ani are deja o experiență de a discuta cu omul, de a-l trata cu respect, de a-i optimiza și pozitiva, dacă vreți, activitatea, determinându-l să meargă pe o anumită cale care să se întâlnească cu succesul. Toți acești oameni sunt de prim plan. Eu vă spun, de asta am și pus pecetea cu numele meu acolo primul pe listă. Garantez pentru această listă. Eu consider că această listă de consilieri este cea mai competentă, cea mai profesională și mai morală din toate listele partidelor politice, din toate timpurile. Și mi-asum ce spun în acest moment. O listă de oameni implicați. Vorbim de doamna Ichimaș Daniela, de asemenea o persoană tânără, în jur de 40 de ani, care este asistent șef a secției de obstetrică ginecologie, care a întâlnit situații diverse, acolo unde iese la lumină noua generație. Acolo unde trebuie să sădim cu grijă și să purtăm o deosebită atenție pentru persoanele care vin, se nasc și cu speranță merg într-o comunitate pe care o vrem mai frumoasă și mai în siguranță. Vorbim despre domnul Gabriel Ștefan Ionuț, care la 32 de ani este inginer director de vânzări în mediul privat. Un om foarte tânăr, foarte dinamic, cu inițiativă. Andrieș Bogdan, care la 40 de ani, inginer, director în mediul privat, apoi posesor al propriei firme, om de afaceri, un om de afaceri de succes în domeniul industriei mobilei, care, nu știu dacă știți, în plan național, industria mobilei deține dublu ca impact în PIB față de, de exemplu, industria de automotive, dar care nu prea a fost băgată în seamă în general. Un om care e recunoscut în plan național pentru lucrările care le face în domeniul mobilei, de la Botoșan, Suceava, până la Constanța și București. Deci un om care a promovat calitatea și performanța, actualul viceprimar a municipiului Roman, care de asemenea vine cu experiență pentru că a trecut deja prin acest executiv. Vorbim de Radu Dănuț, un om care la 62 de ani, jurist, a fost președintele filialei Neamț CNS Cartier Alfa, a fost vicepreședinte al sindicatului Petrotub, un om care știe să discute cu oamenii, un om care știe să asculte durerile oamenilor, un om care cunoaște mediul de afaceri, dar în același timp și promovarea drepturilor oamenilor. Deci am căutat un spectru politic, în spectru politic să aducem oameni din cele mai diverse domenii, pentru că e foarte important ca această experiență să fie spusă în slujba oamenilor. Vorbim de domnul Grosu Dumitru, inginer Silvi, care a venit cu o idee extraordinară, pe care, uite, o anunț acum și trebuie să o promovăm. Ca parcul Zăvoi, care e alături de parcul Jora, proiecte promovate de Laurențiu Leoreanu din 2015 și echipa PNL, și voi veni cu documentele în acest sens, dorește ca acest parc să-l transformăm într-un parc dendrologic, aducând specii rare de copaci, astfel încât să creăm, dincolo de zona de divertisment și agrement,
eveniment o zonă și de interes public, astfel încât romanul, pe lângă turismul de afaceri, turismul ecumenic, turismul de tranzit, să poată avea și puncte de interes. Iată un parc dendrologic cu specii rare aduse la roman, care nu reprezintă niciun lucru foarte costisitor, ci doar implicare, dedicare. Poate să asigure un punct de atracție pentru roman. A venit cu această idee. Toți colegii noștri au fost participanți la programul electoral, la programul de dezvoltare a municipiului roman. Doamna Chelariu Liliana, care la 51 pic de ani este profesor de matematică, este director la școala Calistrat Hogaș, consilier local actual, deci de asemenea cu foarte multă experiență. Domnul Iacob Ștefan Grațian, de asemenea jurist la 40 de ani, un om care de asemenea cunoaște foarte bine legea și cu care ne-am consultat alături de doamna Lohan de foarte multe ori, inclusiv pe problema pe care am avut-o la noi în interiorul partidului, la domnul Lucian Nicu, și care au spus: domnul președinte al organizației, domnul deputat, oricât ați vrea dumneavoastră, peste lege nu se poate. Atunci când oameni juriști cu experiență îți spun acest lucru, nu poți să fii orb, să tragi obloanele, să nu vezi, să te duci înainte cu capul în zid. De aceea discuția pe care noi am avut-o, am dorit să fie una constructivă în spiritul echipei, dar în același timp și în spiritul respectării legii. Sunt lucruri pe care doamna Gușă Liliana, asistent șef la secția de radiologie, un om care la 45 de ani este respectat, este cunoscut, are o experiență în a lucra cu oamenii într-o zonă destul de dificilă, într-o zonă destul de riscantă în domeniul radiologiei. Sunt oameni cu toții foarte importanți și lista continuă, cu doamna Tanovici Mihaela, director la Colegiul Național Roman Vodă, doamna Diaconu Carmen, profesor la liceu cu program sportiv, domnul Cărpuș Toader, de asemenea asistent medical, asistent șef generalist la Spitalul Municipal de Urgență, un om care a trecut prin management, a fost director de îngrijiri, un om care cunoaște specificul activității medicale. Toți acești oameni sunt oameni care, alături de domnul Blăjuț Mihai, care a fost șeful echipei de electricieni din zona Petrotub, este actualmente pensionar, cunoaște problemele pensionarilor, cunoaște problemele de legislație cu care se confruntă pensionarii pe pensii. Este un om cu care ne sfătuim. Costache Mădălina, un tânăr de 24 de ani, economist, absolvent, o persoană tânără, o persoană foarte doritoare de a se implica, iată, pe care i-am consultat în toate aceste lucruri. Domnul Răileanu Eugen, un om de afaceri din Roman, domnul Căpraru Petrică, domnule, oameni care au demonstrat, care au făcut și care vor să confirme, în același timp oameni care doresc să se afirme, iar statusul lor de cetățean onorabil, respectabil, dar și profesionist și om moral, le conferă prezența pe această listă pe care eu, Laurențiu Dan Leoreanu, am pus pecetea că o garantez în fața romașcanilor mei, alături de candidatul pentru funcția de primar, domnul Leonard Achiriloaei. Ăsta este, nu pariul meu, ăsta este cuvântul meu de onoare în fața romașcanilor și eu cred că romașcanii au crezut, cred și vor crede în cuvântul meu atâta timp cât nu-i voi dezamăgi. Și nu-i voi dezamăgi. Dacă cineva vădată îmi va cere un compromis prin care eu să-mi dezamăgesc romașcanii, vă spun că eu voi ieși din această scenă politico-administrativă, legislativă în care activez momentan. Aș dori totuși să vă întreb, nu v-am oprit, pentru că e vorba de prezentarea echipei, sincer speram să o aud de la domnul Leonard Achiriloaei, el este candidatul, este lista partidului sau lista primarului? Este lista echipei PNL, este atenție, echipă, da. Echipa asumată în birou politic PNL Roman. Și în urma consfătuirilor. Cu toți. Sigur că domnul Leonard Achiriloaei a avut în calitate de candidat la funcția de primar un cuvânt greu, dar și ceilalți membri, din că vreau să vă spun că această listă față de alte partide care ori nu-și cunosc membrii, ori au ieșit discuții și scandaluri după cum și-au pus membrii pe listă, a fost votată în biroul politic local municipal Roman în unanimitate. În unanimitate, ceea ce înseamnă că a fost o decizie luată în urma dezbaterilor, analizelor, în care sigur domnul Leonard Achiriloaei a avut un cuvânt de spus, mi se pare și firesc, dar decizia a fost asumată de biroul politic municipal Roman al PNL. Așa e firesc, pentru că ei sunt membri ai partidului și candidează pe lista Partidului Național Liberal ca și consilieri locali.
Spuneți-mi, vreau, ce se întâmplă în momentul în care această listă intră, da? Câștigați funcția de primar în urma voturilor cetățenilor și, bineînțeles, dumneavoastră nu veți rămâne pe Roman, veți pleca la București, deci se eliberează un loc, sigur, pe lista consilierilor, da. Dumneavoastră veți intra primar, se eliberează un loc pe lista, sigur că și da, atunci asta este procedura. Libere, da? Păi da, lista va local, pe sigur, locurile ulterioare. Păi nu, de procentul să care... spunem că în Consiliul Local sunt 21 de consilieri, da, iar noi avem listă completă de 27. A, deci ar fi sigur, sunt rezerve. Ok. Ca să încheiem, că înțeleg că ne apropiem de final, spuneți-mi, vă rog, ca speranțe de procentaj, speranțe de număr de consilieri, n-am intrat în campanie, vorbim ipotetic, da? La ce vorbiți de pronostic? Pronosticuri, da. Sigur, aș vrea să mai completez că, într-adevăr, această listă a fost cu atenție analizată și validată cu majoritate, absolut, unanimitate. Unanimitate în biroul permanent local. La fel a fost și candidatura mea la funcția de primar votată în unanimitate în biroul permanent local, iar apoi a fost supusă dezbaterii biroului permanent județean al PNL Neamț, unde la fel colegii de acolo, din acest for de conducere, mi-au acordat mie și echipei mele votul de încredere. Deci, urmând procedurile statutare din fiecare organizație și, bineînțeles, așa cum a prezentat și domnul deputat, acești oameni, mulți dintre ei, vedeți, sunt foști colaboratori de ai noștri în domeniile de unde am venit. Sunt oameni pe care eu i-am recomandat din spital. Vă dați seama că sunt oameni cu care am lucrat și a căror capacitate eu o știu și garantez profesionalismul și implicarea lor. Fiecare din domeniul lui a venit cu recomandări, dar în final această listă care noi o propunem considerăm că va lua majoritatea în Consiliul Local, așa că să revenim la pronosticul care l-ați solicitat dumneavoastră. Chiar dacă acum, așa cum știți, avem 15 locuri în Consiliul Local, considerăm că ne-am făcut treaba și am fost, ne-am îndeplinit ceea ce ne-am asumat în fața oamenilor, la fel vom veni și acum și sperăm să luăm majoritatea în Consiliul Local. Asta este dorința noastră și cred că ceea ce vom prezenta și modul în care cetățenii vor analiza și vor vedea ceea ce noi le propunem și care sunt persoanele care vor susține aceste proiecte, vor fi alături de noi. Totodată, sigur, candidatura pentru funcția de primar, unde ne dorim să o câștigăm și, sigur, așa cum spunea și domnul deputat, faptul că am avut o experiență amplă în ceea ce înseamnă administrație publică locală, că am continuat în instituție publică, am și acea experiență din zona privată, toate acestea vin să încununeze și cred că să ne dea încrederea și succesul în fața romașcanilor. Plus experiența din administrația centrală, care nu e puțin lucru, iată că are îndată peste 7 luni de ministru secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pe un domeniu foarte important, Apele Române, de care răspunde, deci la nivel național. O activitate foarte grea, să știți, noi am avut contacte nemijlocite și dezbateri foarte multe, am avut și poziții pe care divergente între noi, legat de legea apelor, care a trecut prin Parlament de curând și unde eu aveam anumite puncte de vedere, domnul ministru secretar de stat a venit la comisie, a venit la dezbatere, unde nu ne-am tratat ca și cunoștințe, ca și colegi, ne-am tratat ca și oameni care vin cu argumente astfel încât să scoatem un produs legislativ foarte bun și să știți că pe acest domeniu pe care a activat și s-a pregătit foarte bine în majoritatea dezbaterilor, în majoritatea punctelor de vedere, a câștigat, pentru că argumentele au fost foarte tari și a convins membrii comisiei să facă anumite amendamente astfel încât să avem un produs legislativ, o lege pe Apele Române cât mai bună. Este o activitate pe care a adus într-un timp foarte scurt un rezultat deosebit. Ca să ai o lege se dezbate în ani de zile. Iată că doar în câteva luni de zile a reușit să promoveze și să vină cu un produs legislativ care deja este în vigoare. Domnule deputat, un singur cuvânt care să-l caracterizeze pe candidatul PNL? Nu pot într-un singur cuvânt. Când pentru că aici sunt mai multe elemente care sunt mojoruite într-un creuzet. Și aici vorbim de onoare, de demnitate, de caracter, de profesionalism, de un om de echipă, un om care știe să facă, poate să facă, își dorește să facă. Vorbim de viitorul primar al municipiului Roman, care va face cinste acestui municipiu. Și romașcanii trebuie să aibă încredere în ceea ce le spun, pentru că nu i-am mințit niciodată.
am fost totdeauna de partea romanului și a romașcanilor, indiferent ce spun unii și alții, bunul Dumnezeu știe unde e adevărul, că unii pot să zică că e așa, că nu e așa, dar eu în primul rând accept puncte de vedere de la cei care le spun sub adevărata credință, nu de la cei care transformă lucrurile esențiale în surogat. Eu vorbesc de oamenii care au adevărată credință și în fața lui Dumnezeu, sub semnul crucii, au demnitatea să spună adevărul cu orice risc. Eu spun adevărul în acest moment, asumându-mi orice risc. Leonard Achiriloaei este candidatul cel mai bun din ce există în momentul de față pentru funcția de primar a municipiului Roman. Cred în acest lucru, îl susțin acum să fie primar și îl voi susține după ce ajunge primar, ca Romanul să devină ce ne dorim cu toții. Un oraș dezvoltat, european, care asigură confort și siguranță romașcanilor noștri. Și cu această declarație, doamnelor și domnilor, punem punct acestei ediții a discuțiilor despre Roman. Ați auzit echipa completă pe care PNL-ul o propune pentru primăria municipiului Roman. Rămâne să-i cunoaștem poate mai în detaliu în edițiile viitoare. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că... Și noi mulțumim. Mulțumim și rămâne noi. Să ne vedem data viitoare. Până atunci, cum ca de fiecare dată, toate bune! Doamne ajută! Dumnezeu să binecuvinteze Romanul și pe romașcani!